Bună ziua, dragii mei! Astăzi suntem la invitația doamnei Carla în municipiul Roman și am venit astăzi să o ajutăm, să vedem despre ce e vorba, să încercăm să îi redăm încă o șansă la viață. Bună ziua, doamna Carla! Bună ziua! Ce s-a întâmplat? De ce ne-a chemat pe noi, voluntarii îngerilor și Asociația Născută Îngeri de la Piatra Neamț? V-am chemat pentru că sunt năcăjetă sau în poartă aici și aia a murit soțul meu, a rămas singurică cu băiatul, o pierea pe creier. Bolavă, vai de capul meu și eu sunt cu inima necăjită, am o pensie mică de 3 milioane. N-am cu ce să... Atâta este venitul dumneavoastră de 3 milioane? Atâta este venitul meu picat de boală. N-am nici nimic ca medicamente la băie, nici pentru mine, nici întreținem, nici nimic. Ce medicamente v-ar trebui, doamna Carla? Mi-am trebuit spiriva, bentolin, amoxicilină. O să vă trimit un voluntar din Roman și să-i dați lista exactă. Eu scrieți dumneavoastră ce vă trebuie și noi o să vă aducem medicamentele săptămâna care vine. E bine? Așa. Alte probleme care le-ați avea dumneavoastră? Ce sunt? Cu casa, așa, n-am condiții, n-am... În ce sens nu aveți condiții? Ce se întâmplă? Cum? Aici stați în chirie a dumneavoastră? Nu, e casa mea, dar n-am condiții, așa, nu este pentru mine condițiile care trebuie să am. Câte camere aveți acolo? Două camere și o bucătărie, nu? Și ce nu aveți? Nu aveți mobilă, nu? Mobilă nu aveți? Noi o să încercăm să vă ajutăm și cu o mobilă, că sunt foarte mulți oameni care vor să ne doneze mobilă. O să vă ajutăm și cu lucrul acesta. Să vă ajute Dumnezeu. Spuneți-ne despre băiat. Ce s-a întâmplat de este operat? Eu am fost lovit la cap de cineva, un cetățean. Și i-a dat în cap, eu frămat creierul și am stat cu el la tătăraș. L-am operat și acum iese, face multe crize. Crize din astea. Nu judec așa normal puțin. Îi trebuie medicamente lună de lună. Lună de lună, da? Dar el are vreun venit? Are... N-are nimic. Nimic, 34 de ani are. 34 de ani. Și nu îi se compensează nimic pentru nimica, că n-are nici medic n-are de familie, nimic. Acolo la... Asigurare. Așa. Dar un ajutor social ați fost să-i faceți? Cu actele care mi se dă de la Iași toate. Așa. Poate să umblu să pot să-i fac o pensie. Da, puteți să-i faceți o încadrare de handicap. Dacă băiatul dumneavoastră nu mai este capabil și incapacitate de muncă, îi se poate încadra. A muncit vreodată? Au fost plecat, când au fost plecat în afară. Dar acum tulburările mari, nu vede, amețește, nu poate să iei pe picioare. De când au fost lovit în cap și nu s-a luat nicio măsură cu el, nu s-a luat nimica. A fost vreun proces? Au fost proces, aia care au fost, au avut bani. Au avut de toate și au avut putere. Eu, dacă am fost necăjit, am rămas așa cu el lovit și distrus. Am toată înțeles. Viața. Doamnă, eu ce pot să vă promit este că vă putem ajuta ca să vă puteți, să aveți un pat unde să dormiți, să spunem, și cu alimente, medicamente. Încercați să aduceți, să adunați toate actele și atunci noi le vom vedea despre ce e vorba ca să putem să-l încadrăm într-un grad de handicap. Pentru că de la Iași toate ieșirile, tot aveți, nu? El acum cade, nu trece câteva zile, el creierul nu mai oxigenează, care cade jos. Atunci părerea dumneavoastră ar fi să-i facem întâi la un medic, să-i se dea un referat și pe baza actelor care mai are bine, și după aia, da? Să-i se dea rețetă cu medicamente astea. Da, dar și să fie încadrat, ca să poată beneficia de medicamentele acestea compensatorii, nu? Da, trebuie să fac acolo asigurare. Am înțeles. Posibilitatea. Da. Dragii mei, situații ca doamna Carla sunt foarte multe în țara asta. Mă confrunt de ceva timp cu un val de cerințe din partea multor oameni care au ajuns în pragul disperării. Unii chiar pur și simplu nu au ce mânca, alții nu au medicamente, alții au rămas pe străzi. Și lista ar putea continua. Nu știu încotro ne îndreptăm noi ca societate, nu știu încotro ne îndreptăm noi ca și oameni. Pentru că situația este foarte dezastruoasă. În asistența socială în România nu știu cât se investește, dar odată ce avem atât de multe cazuri cu acești oameni, cred că nu prea se investește. Ne-am dorit din tot sufletul ca autoritățile statului român să vadă realitatea exact așa cum este și să ne sprijine pe noi, cei din care lucrăm în asistența socială, să sprijine instituțiile care sunt competente pentru asistența socială și să putem ajuta
oamenii aceștia să nu mai rămână pe străzi, să nu se mai sinucidă, să nu mai fie oameni care pur și simplu nu au nicio putere. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi întotdeauna, pentru că ne sprijiniți. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de Asociația Născută Înger și Doamne ajută, Doamne! Noi o să fim alături de dumneavoastră cât o să putem. Cu inima, cu plămâni, am rămas o bucățică din amândoi, am un tub de oxigen. Am înțeles. Eu îl strag, dacă n-am medicamentele, eu nu stau fără ele. Cu Ventolinul, nu? Aveți... Ventolin, pirivă. Am înțeles. Da, și astea sunt foarte scumpe, știu. Da. Eu vă mulțumesc frumos și vă dau prostii. Doamne ajută să dea Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne.